Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. După ultima experiență pe care am avut-o cu Xiaomi, în urma căreia am rămas plăcut surprins, e bine, am spus că trebuie să pun mâna și pe Redmi Note 9 și Redmi Note 9 Pro. Dacă mai țineți minte, Redmi Note 8 a fost unul dintre telefoanele ieftine, cu procesor MTK și cu o performanță destul de bună. Dacă vă mai aduceți aminte, ne-am jucat PUBG pe un MTK și am avut o performanță destul de bună. Plus că mereu am stat eu și m-am gândit, zic, băi, telefoane chinezești plus procesor MTK, thumbs up. Samsung, LG, HTC sau orice altă firmă populară de telefoane mobile plus MTK, thumbs down. De ce? Pentru că nu am văzut până în momentul acesta niciun telefon de la un producător popular care să aibă un procesor MTK înăuntru și să fie optimizat cum trebuie. Dar, cumva, Xiaomi a reușit să facă asta destul de bine, să stoarcă cât mai multă performanță dintr-un MTK amărât. Așadar, am lângă mine Redmi Note 9 și Redmi Note 9 Pro. Invers. Redmi Note 9 și Redmi Note 9 Pro. Sunt două telefoane foarte similare din punct de vedere al designului, cu un preț apetisant și, pe lângă asta, și o performanță mai mult decât decentă. Astăzi am să vă povestesc despre experiența mea cu cele două telefoane pe care le-am testat la birou timp de o săptămână. Și sincer să fiu, mi se pare că au evoluat de la Redmi Note 8 la Redmi Note 9, cel puțin pe partea de design, pe partea de feeling, pe partea audio și inclusiv pe partea ecranului. Hai să vedem despre ce este vorba și să vedem cât de bine se descurcă cele două telefoane atunci când ne jucăm, atunci când facem poze și dacă se diferențiază foarte mult față de celelalte telefoane Redmi pe care le-am mai avut aici la noi pe canal. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor, așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate, cine știe, o să fim colegi, mă rog, cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia. În pachetele celor două telefoane găsim accesoriile cu care am fost obișnuiți până acum. Cusa de protecție, cablu de date și adaptorul pentru priză. Ei bine, acum hai să aruncăm o privire mai apropiată asupra celor două telefoane. Voi începe cu modelul de bază. Acesta este construit în totalitate din plastic, iar pe față este protejat cu Gorilla Glass 5 și vine din fabrică cu o folie de plastic preaplicată. Avem aici un punch hole în partea din stânga. Hai să ne uităm pe partea din spate, unde avem modulul de cameră, avem 4 la număr, flash-ul și un senzor clasic capacitiv de amprentă. Ei bine, este un senzor destul de rapid. Din punctul meu de vedere, își face treaba foarte bine și în mare parte recunoaște destul de repede amprentele. La baza telefonului avem grila pentru difuzor, încărcătorul sau mai bine spus mufa de alimentare USB tip C și transfer date, gaura pentru microfonul principal și gaura pentru jack-ul audio de 3.5. Ups. Așa. În partea de sus avem gaura pentru microfonul secundar și un blaster infraroșu. În ceea ce privește construcția, eu sunt mulțumit. Este un finisaj destul de interesant, iar cei de la Xiaomi specifică în legătură cu această suprafață că ar respinge apa. Așadar, în cazul în care te prinde o ploaie, poți să vorbești liniștit doar dacă este o ploaie foarte, foarte fină. În cazul în care este o ploaie torențială, nu recomand să folosești acest telefon pentru că nu are niciun fel de protecție împotriva apei, dar și a prafului. În ceea ce privește confortul, ei bine, îmi place foarte, foarte mult și având în vedere că este o carcasă în totalitate din plastic, nu avem aici o ramă care să fie întreruptă de o bucată de sticlă sau de o altă bucată de plastic. Pur și simplu este un unibody în toată splendoarea lui și mai apreciez faptul că modulul de cameră este pus pe partea din mijloc. Așadar, chiar dacă se bălângăne telefonul, măcar stă stabil într-o poziție destul de centrată. Hai să vorbim acum și despre modelul Pro. Ei bine, de data aceasta modelul Pro are sticlă pe spate, tot Gorilla Glass 5, evident este un magnet de amprente și designul pare un pic mai contrastant în
în acest context, după cum puteți observa, nu mai avem senzorul de amprentă aici pe spate, îl avem pe laterala telefonului și îmi place foarte mult poziția lui pentru că este foarte naturală în momentul în care vrei să folosești telefonul și să-l deblochezi. De obicei, îți ții degetul aici când vorbești la telefon sau când îl iei de pe o suprafață să-l ții în mână. Punch hole-ul pe display acum este pe partea centrală, iar în partea de sus, unde este grila difuzorului pentru apeluri, sub grilă este ascuns și un LED de notificări. Da, un LED de notificări, n-am mai văzut de foarte multă vreme acest lucru. În partea de jos a telefonului avem aproximativ același design, grila pentru difuzor, gaura pentru microfon, mufa de alimentare și încărcare și mufa pentru căști. În partea de sus avem exact aceleași două lucruri, gaura pentru microfon și blasterul infraroșu. Hai să vorbim despre design și despre senzația pe care o ai când ții acest telefon în mână. Este puțin diferită și simți cum se face tranziția de la ramă la sticla de pe spate. Sincer să fiu, nici măcar nu mă deranjează că este o ramă de plastic. Inițial, la prima vedere, te păcălește și îți dă senzația că este din aluminiu pentru că are un finisaj mat. Cam acestea ar fi despre materialele de construcție, dar și sentimentul pe care le ai cu cele două telefoane. Mie îmi plac foarte mult, nu pot să spun că am un preferat, dar aș merge pe modelul Pro, bineînțeles Pro cu ghilimelele de rigoare, pentru că vom vedea imediat cum stăm și la capitolul performanță și procesor. Apropo, aceste două telefoane se încadrează între 1000 și 1400-1500 de lei, pentru că prețul variază în funcție de perioadă. Hai să vorbim și despre performanțele celor două telefoane. În primul rând, pe partea de sistem de operare, ambele vin din fabrică cu Android 10 și MIUI 11. În ceea ce privește interfața și experiența de utilizare, ambele telefoane împărtășind același sistem de operare, diferențe nu există. În partea din stânga de tot avem Google Feed și bineînțeles avem posibilitatea să schimbăm launcherul și să folosim gesturi. În schimb, pe Redmi Note 9 am păstrat butoanele și pe modelul Pro am păstrat full screen gestures. Pe partea de procesor, modelul de bază are un MTK Helio G85, în schimb ce modelul Pro merge cu Snapdragon și anume 720G pe 8 nanometri. Vom observa mici diferențe și în performanță. Am aici Geekbench 5, avem 357 de puncte versus 561 de puncte în single score și 1322 de puncte versus 1790 de puncte pe multicore. Ei bine, acestea sunt doar niște numere, pentru că în viața reală performanța este foarte bună pe ambele telefoane și nu ai lag, nu ai interfața blocată de diferite aplicații care rămân în background. De ce? Pentru că ai destul de mult RAM. Modelul de bază pe care l-am în fața mea și este aici în stânga este de 4 GB RAM cu 128 de GB spațiu de stocare intern și este varianta cu specificațiile la maximum. Mai există și varianta mai ieftină un pic de 3 GB cu 64 de GB spațiu de stocare intern. În schimb ce modelul Pro pe care eu l-am aici în față este de 6 GB RAM cu 64 de GB spațiu de stocare intern și există și varianta ceva mai generoasă pe partea de stocare cu 128 de GB. Per total, ambele sunt două dispozitive care pot satisface cu ușurință nevoile fiecărui utilizator, de la apeluri, la stat pe rețele de socializare și, bineînțeles, la vizionat videoclipuri. Și, pentru că toți suntem la vizionat conținut, ambele telefoane au panou IPS, deci nu avem Super AMOLED în acest segment de preț, 6,53 inch versus 6,67. Diferențe majore nu sunt. Bineînțeles, nu avem HDR10 și niciun fel de altă certificare. Ce primim, asta vedem. Per total, mie îmi plac ambele ecrane și sunt suficiente atât pentru sarcinile obișnuite, bineînțeles, cât și pentru vizionare de conținut sau mai bine spus consum multimedia. Hai să discutăm și despre fotografie. Xiaomi păstrează o rețetă similară cu seria anterioară. Modelul Pro are un senzor principal de 64 de megapixel f1.8, în timp ce fratele mai mic are 48 de megapixel f1.9. O altă diferență este regăsită la camera macro, 8 megapixel f2.2 pentru Pro și 2 megapixel cu aceeași deschidere pentru cel de bază. Asemănările hardware le regăsim la camerele ultra-wide și la senzorii de adâncime.
8 megapixel f2.2, respectiv 2 megapixel f2.4. Modelul de bază este capabil să înregistreze imagini până la Full HD 30 și atât. Nu avem stabilizare optică, dar nici stabilizare electronică. În schimb, modelul Pro poate ajunge până la 4K 30, Full HD 120 sau HD 920. De asemenea, acesta are și stabilizare electronică. Pe partea de selfie, modelul de bază vine cu 13 megapixel f2.3, în schimb ce modelul Pro vine cu 16 megapixel f2.5. Evident, niciodată nu am fost încântat de camerele pentru selfie, pentru că nu au autofocus. Singurele telefoane care au autofocus sunt foarte rare și, bineînțeles, sunt destul de scumpe. Așadar, camera de selfie nu a fost niciodată ceva pe care eu l-am îndrăgit personal. În schimb, calitatea este destul de bună, numai bune pentru rețelele de socializare și, bineînțeles, pentru vacanțe, mini-vloguri și așa mai departe. În ceea ce privește calitatea foto, ambele telefoane s-au descurcat destul de bine. Imediat cum am pus telefonul pe trepied, am observat diferențe considerabile între camere. Modelul Pro reușește să surprindă mai multe detalii față de modelul de bază. În schimb, imaginea este mai ascuțită. La fotografia în lumină artificială se poate observa cum softul alege setări diferite pentru balansul de alb, Note 9 fiind mai apropiat de realitate decât modelul de bază. Efectul de bokeh este prezent fără a activa modul portret. Acest lucru se datorează și diafragmei cu deschidere destul de mare. Un comportament pe care l-am observat este că ambele telefoane netezesc muchile subiectului, lăsându-ți impresia că este un filtru sau un efect aplicat. Afară, în bătaia puternică a razelor soarelui, Note 9 Pro s-a descurcat ceva mai bine. Cadrul este mai echilibrat, iar HDR-ul a intrat automat pentru a capta și detaliile din spatele căsuței. Modelul de bază a supraexpus acea zonă, iar în locul blocului este pur și simplu o zonă albă. Pozele de stradă sunt foarte asemănătoare, mici diferențe între tonurile de culoare, mai ales atunci când este încadrat și cerul, iar HDR-ul trebuie să echilibreze expunerea. Camerele ultra-wide urmează setările automate ale camerei principale și, din fericire, nu există discrepanțe între tonurile de culoare, expunere sau saturație. În ultimele două poze se pot observa diferențele între tonurile de culoare. Modelul Pro tinde să supra-satureze și să aplice un ton mai cald asupra imaginii, în timp ce modelul de bază este la capătul opus. Cadrele sunt puțin mai reci, iar tonurile mai neutre. Per total, ambele camere sunt suficient de bune pentru acest segment de preț. Diferența considerabilă este la camera principală. Cei 64 de megapixeli ai modelului Pro reușesc să surprindă ceva mai multe detalii decât modelul de bază. Există cazuri izolate în care telefoanele se comportă diferit, chiar dacă sunt supuse unor condiții similare. În final, sunt mulțumit cu ceea ce oferă aceste două telefoane la capitolul fotografie. Nici la baterie nu stăm rău deloc. Ambele telefoane au o capacitate generoasă de 5020 de mAh cu suport Fast Charge. Modelul de bază atinge 18W, în timp ce modelul Pro ajunge până la 30W. Pe partea de conectivitate, ambele telefoane au Wi-Fi AC, 5 GHz Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC și radio. Contrar așteptărilor mele, acest telefon... analiză a planului de măsuri pentru a asigura respectarea regulii. Premier, deși îmi cere căști pentru semnal, pentru antenă, cumva prinde câteva posturi și așa, fără căști, ceea ce mi se pare destul de interesant. În fine, nu foarte mulți oameni mai ascultă radio, dar în cazul în care vreți să ascultați radio, puteți cu aceste două telefoane și puteți să folosiți pe post de radio de bucătărie. Să nu uităm, ambele telefoane au infraroșu, am mai spus și la începutul videoclipului, și le poți folosi pe post de telecomandă pentru diferite aplicații. Televizor, aer condiționat și așa mai departe. Uite că nu am rămas dezamăgit de data aceasta de la o serie la alta, cum mi s-a mai întâmplat la diverse companii sau la diverse branduri. Cel puțin seria Redmi, seria ieftină de la Xiaomi, își menține poziția în piață. Telefoane ieftine cu o grămadă de funcții. Pe partea de fotografie nu pot să spun neapărat că este o bestie sau cel puțin nu pot să spun că este în competiție cu ceea ce mai avem mid-range-uri pe piață, dar calitatea foto este foarte bună pentru acest segment de preț, plus că am ajuns și în perioada în care tehnologia în sine nu mai este foarte scumpă și specificațiile telefoanelor deja au fost duse la extrem, cum am văzut pe telefoanele gen ROG sau Black Shark,
Plus că aceste telefoane sunt un pic overkill. Dacă stai să te gândești față de ce facem noi în mod obișnuit pe aceste device-uri, avem foarte multă performanță pentru nimic. Dar aceste telefoane care sunt la un preț ceva mai scăzut și oferă o performanță destul de bună pentru sarcinile de zi de zi, par din ce în ce mai atrăgătoare. Plus că nu trebuie să spargi banca ca să-ți achiziționezi un astfel de dispozitiv. Ceea ce mă bucură, pentru că dacă mai țineți minte, acum ceva vreme, dacă voiai un telefon decent, trebuia să decartezi cel puțin 1300-1400 de lei în buzunar și nu primeai ce primești astăzi cu acești bani. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și bineînțeles dați-vă cu părerea despre aceste două telefoane în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!